Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm pe picioare, deschidem cuvântul Domnului în 2 Împărați, capitolul 7, un text cunoscut de la versetul 1 la versetul 20. Pagina în Biblie 396, 2 Împărați, capitolul 7, începând cu versetul 1. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi. Iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul. Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg. Și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viața. Leproșii ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut. Au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iară și au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi, și-au zis unul altuia, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străgerii de la poarta cetății și le-au spus așa, am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om, n-am găsit decât cai legați și măgari legați. Și corturile așa cum erau. Străgerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta înăuntrul casei împăratului. Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi, vreau să vă spun ce ne fac sirienii, fiindcă știu că suntem flămânzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și și-au zis, când vor ieși din cetate îi vom prinde vii și vom intra în cetate. Unul din slujitorii împăratului a răspuns să se ia 5 din caii care au mai rămas în cetate. Li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulțimea lui Israel care a mai rămas. Toată mulțimea lui Israel care se istovește. Și să trimitem, să vedem ce se petrece. Au luat două care cu caii lor și împăratul a trimis niște soli pe urmele oștirii sirienilor zicând, duceți-vă și vedeți. S-au dus după ei până la Iordan și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului, poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu după cuvântul Domnului. Împăratul încredințase poarta paza porții în mâna călărețului pe brațul căruia se rezemase atunci. Dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit, după cuvântul pe care îl rostise omului Dumnezeu când se coborâse împăratul la el. Omului Dumnezeu spusese atunci împăratului, mâine la ceasul acesta se vor vinde la poarta Samariei două măsuri de orz cu un siclu și o măsură de floare de făină cu un siclu. Iar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. În adevăr, așa i s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. Amin. Haideți să ocupăm locurile.
Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mulțumim Domnului de seara aceasta, binecuvântată! Mulțumim că Domnului că am putut să îi spunem problemele noastre în seara aceasta, am putut să ne bucurăm în cântare, în cântarea corului, în cântarea surorii Adriana și toți am putut să lăudăm numele Domnului. Acum urmează un timp în care primim o veste. Dacă leproșii au adus o veste, acum la noi aduce împăratul vestea. Aduce Dumnezeu o veste pentru noi, pentru leproși. Domnul ne trimite o veste, dacă cei patru leproși au strigat în casa împăratului că ei au o veste bună pentru împărat, acum împăratul are o veste bună pentru noi. Vedeți, de-a lungul vremurilor au fost perioade cu schimbări mai mari în societate. Au fost perioade cu războaie, ca și perioada aceasta, au fost perioade cu secetă, cu foamete, cu boli incurabile, nu? Numai ce am încheiat perioada de pandemie, nu știm ce ne așteaptă. Dar vedeți, în perioadele dificile, oamenii au căutat soluții salvatoare. Oamenii sunt foarte curioși de soluții salvatoare. Și Solomon a fost curios în toată căutarea lui. Știți care a fost vârful și ce dorea în vârf? Să găsească? El a căutat. El a zis, am căutat să fiu fericit. Dar dincolo de fericirea lui, cea mai mare fericire ar fi fost să găsească elixirul tinereții, să nu mai moară, nu? Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Toți căutăm soluții salvatoare. Căutăm soluții prin Europa, căutăm soluții pe la medici, căutăm soluții pe la bănci și așa mai departe. Vedeți, în situațiile de criză, când citim pasajul acesta de la Poarta Samariei, ne dorim cu toții să avem oameni ca și Elisei, care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Și să știți ceva, întotdeauna când trecem prin situații, acum mi-ar place să spun că la Botoșani nu sunt oameni care trec, sau în biserică în seara asta, nu sunt oameni care trec prin situații dificile. Dar eu sunt convins că aici sunt persoane care au situații care numai Dumnezeu îi poate descurca. Numai Dumnezeu se poate atinge de problema lor. Duminică ne-am rugat la noi la biserică pentru un frate, o mers la niște analize așa de rutină. Și omul acesta are 11 sau 13 copii. Cel mai mare copil e în clasa 9. În clasa 9, cel mai mare. Și o mers la o clinică să-și facă niște analize. Când i-a venit rezultatul, l-a chemat doctorul și a zis, omule, tu ai cancer metastază, ultima fază. Și a zis, nu se poate, domne. Cum să am cancer? Că pe mine nu mă doare nimic. Și a zis, uite aici analizele. Au zis, tu trebuie să vii, să te internăm și să începem citostatice. O mers acasă și i-a spus la nevastă-sa. I-a spus, uite, am cancer în ultima fază. Și nevastă-sa, când a auzit, a făcut șoc. A fost însărcinată în luna, nu știu, a cincea, a șasea, până în luna a șaptea. Și de la șoc a născut prematur. Copilul la incubator, bărbatul s-a la citostatice, în alt spital, la oncologie, și copiii acasă, într-un sat lângă Timișoara. Femeia asta e disperată. Ne-am rugat pentru ea, că nu mai știe unde e mai nevoie de ea. Lângă bărbată sau lângă copil la incubator sau lângă copii acasă. Cel mai mare copil în clasa 9. Tu poate și tu ai o anumită problemă care nu ți-o poate rezolva nimeni. Și în momentele de criză noi căutăm și ne dorim în bisericile noastre să fie oameni ca Elisei, care să aducă soluție din partea lui Dumnezeu. Cât a fost problema de mare, nu mânca nimeni. Nu mirosea nimic, n-aveau bani de lemne, n-aveau ce prăji și nu mirosea nimic mâncare. Toată lumea era în foamete și se ridică omul lui Dumnezeu, Elisei, și spune, așa vorbește Domnul. N-o zis așa vorbește Elisei, n-o zis ascultați-mă cum mai zicem noi predicatori, fraților, ascultați-mă pe mine. Nu mă ascultați pe mine, nu ascultați pe ăla, ascultați-mă pe mine. O zis Elisei, așa vorbește Domnul, ascultați cuvântul Domnului. Soluția întotdeauna vine din partea lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului. Indiferent cât e situația de complicată, indiferent cât e de gravă analiza, indiferent cât e situația de complicată, Dumnezeu are răspuns. Dumnezeu are ce spune în dreptul cauzelor noastre. De aceea vreau să înțelegeți că orice situație prin care trecem, Dumnezeu are ceva de vorbit. Știi ce ar vrea să fie seara? În care Dumnezeu să vorbească la cauza ta. Nouă ne plac oamenii care să ne vorbească așa după cum suntem noi.
Să mergi la un proroc așa ca tine, mai de lăsător, mai nu așa. Am fost undeva săptămâna trecută la o înmormântare în județul Mureș, la o soră, și acolo frații mi-au zis, uite, nu vrei să rămâi și la rugăciune, avem rugăciune în următorul sat, acolo e un sat recunoscut de oameni ai lui Dumnezeu, eram împreună cu soția și i-au zis, uite, de la ora 6 îi seară de rugăciune și se întâlnesc mai mulți oameni ai lui Dumnezeu și se roagă. Acolo mergea și fratele Codreanu de la Timișoara și fratele Moț, actualul păstor, și acolo erau slujitorii și sunt și acum slujitorii lui Dumnezeu. Și îmi zice cineva, aici când mergi, se întâmplă două lucruri. Nu pleci niciodată nemâncat și nemustrat. Zice, de frații se ocupă să nu pleci flământ și Domnul se ocupă să te mustre. Zice, ai curajul? Am curajul să mă duc, cum să? Că dacă e de la Domnul, păi eu același Domn care mă mustră, pe ăsta-l și predic. Înseamnă că el cunoaște starea, cunoaște. Și-o zis soția, mergem? Mergem, cum să nu? Și am mers amândoi. Și zice, a fost bine. Că ne-au și dat frații, am și mâncat, așa au fost, Domnul ne-a și mustrat și știi ce a mai făcut Domnul? Ne-a spus și ce avem de făcut în continuare. Pentru că Elisei a vorbit din partea lui Dumnezeu cu soluție pentru viitor. Așa vorbește Dumnezeu. Dumnezeu arată problema. Dacă e nevoie de mustrare, a fost un om acolo și o să vorbim de omul ăla în final, omul acela a fost vrednic de mustrare. Acum n-ai cum să umbli pe drumurile tale și să spui că aștepți o descoperire din asta. Că dacă, o să vedem la final. Avem din ăștia călăreți care batjocoresc, care fac ce vor, dar vrea cumva așa să stea foarte pioși, cumva să le vorbească Domnul de bine. Știți că nevasta lui Ieroboam, când bărbatul o trimite și îi spune, te duci la un proroc care mi-a vorbit mie când am ajuns împărat. Te duci, dar te schimbi, că ăsta e și bolnav cu ochii, nu mai vede. Vedea foarte tulbure, prorocul Ahia. Și a zis, te duci la ăsta, te deghizezi și te duci, că ăsta nici nu vede bine. Oricum, cred că nici curentul nu și l-o fi plătit. Poate are numai un bec amărât acolo de 10 vați. Și zice, du-te liniștit, că nu o să te recunoască. Dar știți ce a fost interesant? Că nu contează ochii ăștia cât îți de bolnavi. Nu contează inima aceasta de carne cât e de bolnavă sau din ichi. Ci important spiritual cât suntem de sănătoși. Că indiferent cât suntem de bolnavi trupește, dacă suntem sănătoși spiritual, Dumnezeu se folosește de noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Zice Domnul la Ahia, zice să te pregătești că vine o doamnă specială. O vine una deghizată. Noi am fi zis că lucră la circ de s-o deghiza, nu? Și zice, intră, când o intra, n-o trecut bine pragul. Și o zis, intră nevasta lui Ieroboam. Că am ceva, am o soluție pentru tine, dar nu cum te aștepți tu. Știți că în orice situație de criză, în orice problemă, avem și căutăm în situațiile de criză oameni ca și Elisei. De-aia punem mâna pe telefon, de-aia sunăm la Botoșan, de-aia sunăm la Vicov, de-aia sunăm la Timișoara, să ne vorbească Dumnezeu ceva. Dar să știți ceva, în orice vreme de criză Dumnezeu a avut oameni. Că n-ai vrut tu, că n-am vrut eu, Dumnezeu s-a folosit. S-a folosit de altul, o adus și o să vedem imediat că o adus patru leproși de care s-a folosit. S-a folosit de Elisei, dar Elisei nu m-au prorocit, dar cei care s-au deplasat. Vedeți că Dumnezeu ne folosește pe unii într-o situație. Acum, eu sunt convins că dacă m-ați fi pus pe mine să cânt în locul lui Adriana sau în locul familiei Piu, să nu credeți că a scăpat la final, pregătiți o cântare. Că o să, dar vă zic eu la final ce cântare, nu stați așa, am venit să nu vă ascult și eu o cântare. Și așa vă dau like-uri acolo pe YouTube la cântările voastre și le ascult și acum să nu vă ascult. Dacă aș fi cântat eu în seara asta, sigur n-ați fi zis amin la final. De ce? Pentru că Dumnezeu nu pe mine m-a chemat la lucrul acesta. Pe unul cheamă să prorocească, dar pe altul pune să alerge. Nu l-au pus pe Elisei, pentru că Elisei stătea la masă cu bătrânii. Toți erau flămânzi. Dumnezeu folosește când pe unul, folosește când pe altul. Și ne dorim în situație de criză oameni ca și Elisei, care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Și spun în seara asta, dă Betelului oameni care să vorbească din partea ta. Botoșanu are nevoie. Nu de biserici, n-are nevoie de programe, că avem de multe ori programe că nici nu ne dăm seama că Dumnezeu n-are legătură cu noi. Atâta de bine structurate, oameni atâta de pregătiți. Dar știți ce ne lipsesc? Oameni care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Pentru că degeaba ai un doctor bine pregătit,
Degeaba ai un doctor care arată foarte bine și un mecanic, da, tu ești cu mașina stricată și e unul uns din cap până în picioare, că așa, așa probează românul mecanicul. Care e mai murdar, ăla e mai bun. Nu e adevărat, nu e adevărat. Degeaba ți se pare ție, degeaba, nu? Degeaba ai un doctor care e bun în teorie. Și ai nevoie de un doctor care să aducă soluție la boala ta, să-ți spună tratamentul. De aceea zic, Doamne, binecuvintează Betelul cu oameni care să vorbească din partea ta, dar să fie din partea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când trecem prin situații de criză, ne mai dorim ceva. Să avem oameni în biserică și în situația de criză, exact cum au fost și leproșii aceștia. Dacă ne dorim oameni care să fie ca și Elisei, să vorbească din partea lui Dumnezeu, ne dorim oameni cu un curaj ca ale leproșilor. Oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Știți ce a fost interesant? Oamenii aceștia n-au avut strategie, mă. N-au avut, eu am scos un pix, mi-a venit ceva în minte și să nu-mi pierd ideea, mi-am scris-o pe o hârtie. Ăștia n-au avut pix, ăștia n-au avut tabletă, ăștia n-au avut strategie psihologică, cum să reușească să aducă soluția. Ăștia stăteau la gardul Samariei și peste gard se aruncau coși de ceapă, de cartofi, resturi, și-au văzut după zile că nu se mai aruncă nimic. Și în momentul acela le vine un gând din partea lui Dumnezeu. N-au avut strategie și vreau să-ți spun ceva. Noi n-avem strategii bisericești. Noi nu știm ce se va întâmpla în seara asta la biserică. Noi venim la casa lui Dumnezeu, dar noi nu știm ce se va întâmpla. Așa-i la dumneavoastră, că așa-i și la noi. Păstorul asta spune, frate, eu nu știu, eu n-am un scenariu să spun în seara asta o să fie. Nu, începem slujba și Dumnezeu e cel care dă gândul, are El schema serii, are El schema de a ieși din situația de criză. Dar vreau să te rog ceva, drag prieten, care ai venit poate pentru prima dată sau ai mai fost la pocăiți. Leproșii aceștia n-au avut strategii, dar au dat curs gândului care venea din partea lui Dumnezeu. Zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3, spune așa: la intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul. Auziți ideea? La ce să ședem aici până vom muri? Întrebarea lui: de ce să ții de o religie care nu te ajută cu nimic? De ce să ții de o biserică la care nu mergi? De ce să ții de o slujbă care nu te afectează, care te lasă în pace? Ori zis ăștia, la ce să ședem aici, că aici murim? Aici murim. De ce să ții de ceva care nu-i din Dumnezeu, care nu vine de la Dumnezeu? Și în seara asta, dă curs gândului care ți-l dă Dumnezeu. Eu nu știu care-i gândul care ți-l va da, dar îți spun ceva, pentru că suntem la Betel și aici e casa lui Dumnezeu, asta înseamnă Betel, locul unde se prezintă Dumnezeu. Eu cred că în seara asta gândul care îți va veni în minte vine de la Dumnezeu. Știi care-i gândul? Că Dumnezeu are soluție pentru tine. Dumnezeu îți va spune în seara asta ce trebuie să faci. Leproșii aceștia au fost oameni care aduc soluții la problemă, nu aduc probleme. Știți? Nu știu dacă aveți din ăștia aici oameni care fac probleme. Ăștia nu făceau probleme. Ăștia aveau probleme. Erau bolnavi. Erau bolnavi, dar probleme nu făceau. Stăteau liniștiți și tot așteptau să se arunce peste gard. Tot așteptau să primească câte ceva. Dar uitați-vă ce înțeleg ei când le dă Dumnezeu gândul. Știți ce înțeleg? Că nu-i timp de pierdut. Nu-i timp de pierdut. Prin cuvântul acesta, la ce să ședem aici până murim, eu nu știu cum arătau la față. Nu știu cum să țineau unul de altul. Nu știu dacă se mai auzea că nu-i timp de pierdut. Vreau să-ți spun din partea lui Dumnezeu în seara asta. Nu știu cât timp mai ai de trăit pe pământul acesta. Dar când e vorba de mântuire, de salvarea vieții, de salvarea sufletului, îți spun, nu este timp de pierdut. Ascultă mesajul din partea lui Dumnezeu. Nu mai sta cum ești în seara asta. Nu mai rămâne în starea asta, pentru că nu este timp de pierdut. Eu nu știu ce funcție au avut. Nu știu dacă au fost la aceeași facultate. Nu știu dacă au fost la aceeași școală generală. Poate dacă când erau sănătoși, nu stăteau unul lângă altul. Dar vedeți, boala i-a adus la un punct comun. Câți n-au fost în casa lui Dumnezeu și au zis, eu la pocăiți, nu mă duc mă cu ăștia, eu nu mă duc mă, lăsați-mă în pace. Câți n-au bat jocorit numele lui Dumnezeu? Și boala, știți unde i-au adus? Aici la casa lui Dumnezeu.
Și astăzi unii din dumneavoastră sunteți de tipul acesta, care ați fost batjocoritori înainte. Mă duc eu cu pocăiții. Păi eu am școală cât n-au tăți ăia din Betel, câtă școală am eu. Păi eu am relații. Și Doamne, l-ai lăsat în pace, că nu-ți poți pune mintea cu el. Dar boala, suferința, necazul, dezastru, știți unde l-a adus? Să ceară ajutor din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă că leproșii aceștia sunt oameni care își asumă riscuri majore. Că pocăiți din ăștia care cântă cântarea, le-am zis și la noi la frază, la biserică. Noi am avut cântarea, n-am mai auzit-o de multă vreme. Ați auzit cântarea, fraților, credința noastră, s-o păzim. O știți? Știți ce zice refrenul? Sorine, tu o știi, așa-i? Suntem gata? Ca să vezi de treabă, Doamne. Tu nu suporți un cuvânt. Tu nu suporți un cuvânt, dar vrei să spui că stai în fața puștii. Că tu vrei să stai să te jertfești pentru Dumnezeu. Niciodată. Omul care nu poate trăi pentru Dumnezeu, niciodată nu va fi gata să moară pentru Dumnezeu. Niciodată nu-și va asuma riscurile. Nu că nu mă lasă soacră mea să mă botez. Nu că nu mă lasă bărbatul meu. Nu mă lasă nevastă mea. Nu mă lasă nu știu cine. Acum la sfârșitul lunii o să avem un botez în apă la noi la biserică. Am înțeles că și voi o să aveți, v-am auzit la anunțurile care le-ați făcut duminică și eu vă urmăresc pe dumneavoastră. Avem o candidată de botez. Săptămâna trecută m-am dus la cateheză și era acolo o tânără între 20 și 25 de ani. Și i-am întrebat pe fiecare cum de s-or hotărât, care a fost momentul, cum de s-or hotărât să vină la casa lui Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. Și tânăra aceasta o întreb, zic, mai e pe cineva pocăit în familia ta? Și-o zis, nu, zic, eu vin din familie de greco-catolici. Bun, și cum de te-ai hotărât să închei legământ cu Dumnezeu? Și zice tânăra aceasta, lucrează în sistemul sanitar, e o fată școlită, o fată deșteaptă și lucră în Timișoara. Și zice, m-a adus o colegă de-a mea, m-a adus la biserică, m-a adus la casa lui Dumnezeu, am început să citesc în Biblie și am înțeles că am nevoie de Dumnezeu. Și m-am uitat așa la ea și zic, auzi, dar ai tăi, ce o să zică, Doamne? Ce o să zică părinții tăi, neamurile tale, dacă nu ai pe nimeni pocăit? Știi ce o zis? Frate, nici nu mă interesează ce zic ai mei. Nici nu mă interesează ce zic neamurile. Eu știu ce mi-a vorbit Dumnezeu. Eu știu cum s-a atins Dumnezeu de mine, cum m-a luminat Dumnezeu pe mine. Știi ce i-am spus? Să ții minte, prin tine, prin curajul care l-ai să intri la botez în apă, să intri în legământ cu Dumnezeu, prin tine Dumnezeu va începe mântuirea neamul tău. După ani de zile, pentru că tu îți asumi riscul să fii dat afară din casă, să te batjocorească, să te calce în picioare, tipic românesc, să știi că Dumnezeu notează curajul tău. Și o să vezi peste ani, o să te uiți în neamul tău, în familia ta și o să zici, uite, mătușa, unchiul, tata, mama, 10, 20, 30 din neamul meu, ori intrat, de ce? La o simplă decizie, ca decizia leproșilor. Nu mai stăm în starea asta. Nu mai stau în starea asta. Te întreb, nu te-ai săturat de starea în care te afli? Nu te-ai săturat de gândurile care le ai în inima ta? Nu te-ai săturat de lacrimile din fiecare zi? Nu te-ai săturat de apăsarea păcatului? Dacă te-ai săturat, e seara în care trebuie să faci ceva. Ascultă mesajul din partea lui Dumnezeu. Asumă-ți riscurile. Leproșii au fost oamenii care și-au asumat riscurile. Ascultați, spun leproșii așa, în spate, ăștia la zid nu mai aruncă nimic, sărăcie. Dacă e sărăcie aici, nu mai vin cojile, înseamnă că e sărăcie maximă dincolo. Ăștia sunt și închiși și fără mâncare. În față cine era? În față erau sirieni. Ori zis, dacă e în jos, dacă mai stăm aici, ne așteaptă ce e în jos. Ce? Groapa, moartea. Dacă stăm în aceeași situație, în jos e moartea, ne îngroapă ăștia de vii, ne găsesc uscați, oasele uscate aceia. Noi mai avem o soluție. Știi care era soluția? În față erau sirienii, în spate era Samaria închisă, blocată în sărăcie. În jos era moartea, dar în sus era Dumnezeu. Și-or hotărât prin credință să-și asume riscul. Auziți ce spun leproșii aceștia, versetul 4. Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foame și vom muri. Dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Și auziți acum, haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi. Iar dacă ne vor omorâ, vom... Românul zicea, vom fugi. Scăpăm noi cumva de ei. Îi vedem de la depărtare, nu. Omul care înțelege mesajul din partea lui Dumnezeu, trebuie să-și asume riscurile. Pentru că numai când îți asumi riscurile, vezi puterea lui Dumnezeu.
Ei n-au avut glovo. Să zică, nu mergi până acolo să ne aduci ceva de mâncare, nu? Cum comandă surorile la copii, nu? Le comandă pe aplicație. Ei n-au avut aplicație. Ei n-au avut telefon. Dar au avut și au pus toată credința în gândul care a venit din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te cheamă pe tine să faci minuni. Pe tine Dumnezeu te cheamă să asculți cuvântul din partea lui Dumnezeu. Nu mai rămâne în starea în care te afli. Ridică-te din starea în care te afli. Leproșii ori fost oamenii care au înțeles timpul lui Dumnezeu. Nu știu ce vârstă au avut. Nu știm de cât timp stăteau acolo. Nu știu câte zile au stat ei acolo la zidul Samariei să se arunce de peste gard. Dar ori înțeles că dacă e un gând din partea lui Dumnezeu, înseamnă că e timpul lui Dumnezeu. Eu știu ceva, deși n-am avut în plan să vin la dumneavoastră. Eu știu că seara asta e programată de Dumnezeu. Amin. Și mâine seară, dar nu știu dacă prinzi mâine seară. Că mi-ar place să zici, nu mă ascult, să zic, să lași până mâine seară, că vine Onisim sau cine vine, vine Manu, o să vină alții. Mai lasă până mâine. Știi ce ori înțeles leproșii? Că e timpul lui Dumnezeu. Când totul e de neînțeles. Uitați-vă și în viața lor, e ca și la noi. Zice versetul 5. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Uitați-vă că toți avem stări ca și aici în versetul 5. Au plecat dar în amurg. În amurg. Știi că e cea mai grea stare când trebuie să iei decizii. Că nu-i nici lumină, nici întuneric. Frații care conducem mașinile. Știi când e cel mai greu de condus? Când se îngână ziua cu noaptea. Când e amurg. Nu înțelegi. Ceva din inimă te împinge să te întorci la Dumnezeu, dar ajungi acasă, bărbată, tu bea, îți spune să nu te prind că te pochești, totul e amurg. Totul e amurg. Dacă totul e amestecat în viața ta, ascultă-mă, oprește-te și vezi ce-ți vorbește Dumnezeu. Vezi în momentul de amurg ce poți înțelege din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu are o soluție, liniștește-te. Și ascultă mesajul din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce face Dumnezeu pentru ei. Pentru că Dumnezeu le aduce soluția, dar ei trebuiau să facă două lucruri. Să se ridice și să pornească. Sunt mulți care se ridică. Mi-au plăcut la pocăiți. Ridică mâna, se roagă frații pentru ei. Dar nu pornesc. Nu vii la botez. Mă mai gândesc. E un frate, că te v-am zis de candidații noștri, dar aveți așa și dumneavoastră. 38 de ani. S-o ruga nevastă-sa pentru el. O zis, acum 38 de ani, sau 30 și ceva, nu mai știu exact, dacă 8, dar cam așa ceva, mi-a zis, peste 30, zice, acum peste 30 de ani, zice, am fost îmbrăcat în haine albe, mi-am pregătit hainele albe pentru botez. Și zice, ceva m-a oprit. Am fost mișcat de cuvântul lui Dumnezeu, s-a ridicat, că ei vin și spun în versetul 4, haidem dar să pornim, să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dar în versetul 5 spune că ăștia nu au fost ca românii, bun de gură, da? Bat mult din gură. Dom'le, totul e ca politica. O să fie bine, o să scadă cash-ul la 5 milioane, nu la 10, nu? O să fie bine, dar o să vină fie bine pentru ei, nu? Dar ei nu sunt tipul de oameni din ăștia care bat mult din gură, ci au zis, haidem să mergem și au plecat. Și omul acesta a zis, peste 30 de ani nu m-am mai putut întoarce la Dumnezeu. Zice, pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a așteptat 30 de ani. Și zice, acum, după ani și zeci de ani de rugăciune, soția lui membră la noi în biserică, zice, Dumnezeu, mi-a mișcat inima și mi-a dat putere să mă ridic și să mă întorc cu toată inima la ea. Poate în seara asta ești în locul acesta și ai o mamă care se roagă pentru tine. Poate ai o soție care se roagă pentru tine. Și tu ești acasă cu Biblia deschisă, cânti cântări, îi asculți pe Sorin, pe Daniela, pe Adriana, asculți, îți place, dar tu n-ai puterea să te ridici, tu n-ai puterea să faci un pas. În seara asta, ascultă mesajul din partea lui Dumnezeu, nu mai pierde timpul. Pe ăsta l-a așteptat 38 de ani, dar nu știu dacă pe tine Dumnezeu te va mai aștepta. Tu poate ai mai fost în casa lui Dumnezeu, poate ai mai fost la seri de evangelizare, poate ai fost și aproape de botez. Dar ceva te-a tras înapoi. Serviciul care l-ai avut, boala care ai avut-o, soțul care l-ai avut. Ai avut anumite situații care te-au blocat. Îți spun din partea lui Dumnezeu. Dacă vrei să vezi intervenția lui Dumnezeu, ridică-te în seara asta și pornește pe drumul împărăției lui Dumnezeu. Pe drumul veștilor bune, pe drumul binecuvântării. Ăștia s-au ridicat și Domnul i-a dat biruință, slăvit să fie numele Domnului. Când înțelegi vremea lui Dumnezeu, vei vedea că Dumnezeu nu greșește.
Toți care ne-am împăcat cu Dumnezeu și am intrat în apa botezului, toți am avut piedici. E cineva care nu a avut piedică? Mâna sus. Și ăia care au fost din familii de pocăiți, și ăia au avut piedici. Dacă nu le-au avut exterioare, le-au avut interioare. La nivelul minții, la nivelul cugetului, au avut piedici. Toți am avut. Dar pentru că am înțeles vremea și timpul lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a arătat suveranitatea în viața noastră, și-a arătat puterea, și-a arătat că El nu greșește niciodată. Dacă e ceva în viața mea ce nu regret, știți ce nu regret? Că îl slujesc pe Dumnezeu din tinerețea mea. Nu regret, pentru că am văzut că Dumnezeu a avut un plan de binecuvântare. Deși am fost amărâți, am fost cei mai săraci, am fost mulți în familie și am fost... Vai și amar, am purtat haine de la unii, de la alții, de la cum am primit, de la ajutoare. Vă mai aduceți aminte ajutoarele din 90 care veneau și se împărțeau pe biserici? Ăla era mall-ul nostru, n-aveam City Mall și nu știu ce mai aveți aici, nu? Uvertura sau uvertura aveți, nu mă știu. Așa ceva, așa, ați văzut că țin minte de anii trecuți, când... dar n-am fost niciodată în ea. Nici nu mi-e dor, că avem destule la Timișoara. Știți? Dumnezeu își arată suveranitatea, că El nu greșește. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în versetul 8. Spune cuvântul Domnului: leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că ei la poartă, acolo la zid, în afara Samariei, ei au primit un gând din partea lui Dumnezeu. Hai să ne aruncăm în tabără, că poate mâncăm ceva. Poate găsim ceva, coș de salam, coș de pâine, dar ceva găsim. Și ăștia, aici se dovedește că a fost mesajul din partea lui Dumnezeu. Zice, când au intrat în tabără, au găsit mâncare. De ce? Pentru că Dumnezeu își arată puterea că-i stăpân peste orice situație. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când noi pornim prin credință, când noi ne punem încrederea în Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Dumnezeu are vești bune pentru noi. Chiar dacă e greu drumul. Dar nu credeți că ăștia au mers cu căștile în urechi, ascultând fanfara. Nu. Ăștia nu au mers fluierând, și n-or cântat, și vă rog la final, Sorin, să cântăm cântarea Când te apasă îngrijorarea, spune-i lui Iisus. Că vreau să o cântăm la final. Că parcă se potrivește și cu mesajul ăsta și parcă se potrivește cu stările noastre. Ăștia n-or avut cântarea Când te apasă îngrijorarea să o pună și să o cânte unul cu altul. Nu știu care le-a fost tăria pasului de a se deplasa spre tabăra sirienilor. Dar Dumnezeu a arătat că dacă mergi cu El prin credință, Dumnezeu are vești bune pentru tine. Și nu numai pentru tine. Știți ce se întâmplă? Aceeași veste bună pentru ei a fost bună și pentru împărat. Ați înțeles? Aceeași veste bună pentru ei, pentru amărâți, pentru bolnavi pe moarte, aceeași veste bună a fost bună și pentru împărat. Ați mai auzit așa ceva? Că noi zicem, Doamne, nu poți da mâncarea care o dai la unul de pe stradă, nu poți da la un președinte, la un păstor, la un invitat, nu? Poți da ce-i dai la... Și știi ce zice Dumnezeu? Aceeași veste bună, aceeași mâncare care o mâncă leprosul, o va mânca și împăratul. Același mesaj de binecuvântare, același cuvânt al lui Dumnezeu, e și pentru cel sărac și pentru cel bogat. Aceeași veste bună o vestim și pentru cei din înalta societate. Așa făcea și Pavel, merea să-i perie. Știți, domnule, dumneavoastră sunteți foarte... Ne bucurăm să fiți cu noi aceia și să fiți aici cu noi când îi transmite o femeie, când transmite Hulda mesajul lui Iosia, știți ce se întâmplă? Îi spune, spuneți omului aceluia, nu îi spune, auzi, spune împăratului, nu, când îi mesaj din partea lui Dumnezeu, toți suntem oameni și arată Dumnezeu că toți suntem trecători. Așa cum moare leprosul, așa moare și împăratul. La aceiași metri băgat în pământ și leprosul, la aceiași metri băgat și împăratul. Toți, același mesaj, Dumnezeu îl folosește și pentru unul și pentru altul. Nu știu câte școală ai, nu știu ce lucruri faci prin Botoșani, dar vreau să-ți spun, Dumnezeu are mesaj pentru tine și Dumnezeu are veste bună pentru tine. Slăvit să fie numele Domnului! Am spus la început că în situațiile grele ne dorim să avem oameni în biserică precum Elisei, și precum leproșii aceștia, oameni care să-și asume ce au din partea lui Dumnezeu și să fie gata să transmită și să facă ceea ce le vorbește Dumnezeu. Dar adevărul e că în biserică și în vremea asta, în societate, între noi, ne mai confruntăm cu o categorie. Știți ce categorie mai e în textul acesta? Călăreții. Aveți călăreți pe aici?
Nu ziceți nimic, vă rog, vă vede păstorul. Știți cum îți călăreți? E atâta de ciudat călărețul de la poarta asta. Același mesaj de binecuvântare îl are Dumnezeu pentru toată Samaria și îl aude și el, că poate și el să mănânce. Poate și el să primească făină, poate și el să primească mâncare, numai să nu fie așa încăpățânat. Aude mesajul din partea lui Dumnezeu, vestea bună și pentru el. Zice în versetul 1 că el o auzit, de-aia o batjocorit, că a auzit mesajul din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu are veste bună și pentru ăla încăpățânat. Știți care e frumusețea lui Dumnezeu? Dumnezeu înțelege pe toți, nu pot să vă zic cum, pe toți care nu înțelegem noi. Zici, bă, du-te de aici, nu mai înțeleg ce-i cu tine. Știi ce zice Dumnezeu? Eu te înțeleg. Eu te înțeleg. Dumnezeu îți înțelege starea, îți înțelege frustrarea, îți înțelege necunoștința, înțelege starea prin care treci. Dar Dumnezeu, știi ce face? Mai transmite un mesaj pentru călăresul ăsta, că este izbăvire și pentru el. Are mesaj că este făină mâine, numai să aștepte până mâine, este izbăvire pentru el și că e șansă de trai în continuare. Același mesaj binecuvântat. Oh, câți n-au auzit mesajul și-au batjocorit. Câți n-au fost la evanghelizări și după aceea și-au bătut nevasta acasă. El n-a vrut să se pocăiască. El a mers tot la sticla lui. El a mers tot la viața lui murdar. Nu? Ca și călărețul acesta. De ce călărețul ăsta se comportă așa în fața mesajului lui Dumnezeu? Știți de ce? Călărețul acesta avea niște puncte forte pe care se bizuia foarte tare. Deci era și el mor de foame. Și împăratul era flămând. Toată lumea era flămândă în situația asta. Dar călărețul ăsta avea niște puncte forte pe care le avea. Primul lucru, el nu mergea prin credință. Omul care batjocorește, omul care înțeapă, omul care produce zânzanie, dar la noi, nu la dumneavoastră, voi n-aveți așa ceva aici. Să țineți minte, ăla nu merge niciodată prin credință. Ăla merge numai prin vedere. Ăla merge numai prin vedere. Versetul 2 spune așa, călărețul, pe brațul căruia se rezuma împăratul, a răspuns omului lui Dumnezeu. Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea un asemenea lucru? Cum? Cum când e sărăcie? Cum când mi-o dat analiza? Cum când îi sunt datorii până în gât? Cum când totul merge pe dos? Asta e călărețul, care vine și nu mă batjocorește. Lasă, frate, că ai zis de mult, s-o promis de mult, nu s-o făcut. El nu înțelege toate detaliile, n-are nici răbdare. Că omul care merge prin vedere, ăla nu are puterea să supună voia lui voii lui Dumnezeu. Nu, că ăla-i călăreț. Are niște puncte forte. Nu merge prin credință. În al doilea rând, se vede de neînlocuit. Mai zic o dată. Se vede de neînlocuit. Călărețul se vedea foarte bine așezat. Zice cuvântul Domnului așa, călărețul pe brațul căruia se rezema cine? Hai, îl poți înlocui pe ăsta? Fraților, păi te pui cu ăsta, că ăsta toată ziua la cot cumpăratul. Ce selfie-uri aveau, nu? Ce poze puneau pe Facebook. Toată ziua era cumpăratul. În fiecare zi era braț la braț cumpăratul. Împărate, mai jos, mai sus, îi cald brațul, îi... Ok? Vă simțiți bine? Toată ziua. Lui se părea că era de neînlocuit. Asta e marea problemă. Știți ce e interesant? Se vedea că împăratul se sprijină pe brațul lui. Dar știți ce-i? Și partea frumoasă, Dumnezeu nu se sprijinea pe brațul lui, ci Dumnezeu se sprijinea pe patru leproși. Dom'le, te sprijini pe patru leproși și nu te sprijini pe un bărbat puternic pe care se sprijină împăratul. Nu! Dumnezeu face exact pe dos de cum credem noi. Noi nu i-am fi ales pe ei, ci l-am fi ales pe călărețul ăsta, cu braț puternic. Dați seama, avea ăsta ca dulapul de 15 pe 20, nu? Așa era brațul, uite băieții ce râdeți, nu? Era ca și cornul de la casă, ca stâlpul ăla, brațul. Nu era de mișcat, el se vedea de neînlocuit. Eu nu pot fi dat la o parte. Pe mine nu mă poate muta nimeni. Nu mă poate da nimeni la o parte. Dar uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Dacă poți afișezi un verset frumos în 1 Corinteni 1 cu 27, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Dumnezeu a făcut ceva, a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile care?
patru leproși. O ales Dumnezeu patru leproși slabi? O ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de râs pe cele? Pe cele tare. Asta e logica lui Dumnezeu. Păi vă spun ceva, frații mei. Păi dacă ar fi fost după logica omenească și după măsurătoarea omenească, păi pe mine, mic de statură, și pe tine la fel, frate, că noi suntem ca la aceeași, nu ne-ar fi ales nimeni. Să le trebuie soldați din ea mari. Pe noi suntem cât pușca din alți, nu? Ce să-i dai? Sorine nu râde, că și tu ești la fel ca mine, nu? După logica omenească, omul nu te alege, omul nu investește în tine, nu ești la căutare. Dar știi ce pot spune în seara asta? Îi mulțumim lui Dumnezeu că El alege și lucrurile slabe ca să le facă de râs pe cele tari. Pe alea care se încred puternici, care se cred foarte, foarte bine așezați în lumea aceasta, mai mult valorează patru leproși înaintea lui Dumnezeu, care îi dau curs gândului din partea lui Dumnezeu, decât un soldat încăpățânat, decât un călăreț încăpățânat. Știți ce e interesant? Că tipul acesta de oameni, ai zice, domne, zrar, nu zrari, îți deși, parcă-s mai mulți decât Elisei, mai mult decât leproși, dar ăștia nu-i vezi la seara de evangelizare. Ăștia nu stau, iasă în evidență așa. Ăștia așteaptă punctul culminant, atunci să lovească, să ochească, să-l țină minte toată lumea. O aștepta până s-a ridicat omul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că la Elisei o mai venit cu o pagină în urmă, cu două capitole în spate. O mai venit tot un călăreț din asta, ăsta era general de armată. Cred că am mai predicat odată de el, de Naaman Sirianu. Știți ce funcție avea? Tot cu mâna. Zice că și ăsta, împăratul intra și când se închina în casa lui Rimon, se sprijinea pe mâna lui Naaman Sirianu. Aceleași calități ca și ăsta de la poarta Samariei. Încăpățâna foc. Ăsta împietrit și sigur pe el. O venit cu car, cu alai după el, cu bijuterii, să-l impresioneze pe Elisei. O venit să-l impresioneze pe Elisei. Știți ce e interesant? Că boala trebuia să-l aducă în fața lui Elisei, dar nu l-a adus. El nu a ajuns în fața lui Elisei, el a ajuns la Iordan, acolo s-a vindecat. Știți de ce? Pentru că acolo trebuia să-l vindece Dumnezeu de încăpățânare. Acolo a trebuit Dumnezeu să-l zdrobească. De ce pe ăsta îl omoară Dumnezeu și pe Naaman Sirianul îl vindecă? Pentru că amândoi au fost încăpățânați. Amândoi au fost în armată. Amândoi au avut aceeași funcție. Eu nu știu, poate că, știți, e și defect profesional. Dacă lucri într-o anumită instituție sau dacă care ați lucrat în armată, nu? Și mersul ți s-a format ca în armată, stă exact ca stâlpul. Drept, așa i s-a format. Eu nu știu, ăștia să fi stat așa cu mâinile, nu știu, poate au avut un defect. Dacă tot așa au fost obișnuiți să fie sprijinitori împăratului. Dar de ce pe unul Dumnezeu îl omoară și pe ălalalt îl vindecă? De ce nu-i tratează pe amândoi la fel? Știți de ce? Ăsta din capitolul 7, ăsta batjocorește. Ălalalt nu batjocorește. Naaman nu batjocorit. Naaman a fost încăpățânat. Dar au reușit slujitorii să-l zdrobească, să-l facă, să... N-o batjocorit. Nu, pentru că vă spun ceva, Dumnezeu nu trece cu vederea batjocoră. Dacă batjocorești casa lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-ți va trece cu vederea. Ascultă-mă, dacă ești obișnuit să tulburi pacea din biserică, dacă ești obișnuit să tulburi pacea din familie, dacă ești obișnuit ca soldatul acesta să bagi zâzanie, ascultă-mă, Dumnezeu nu-ți va trece cu vederea. Vine vremea când Dumnezeu va zdrobi viața ta. Dar de ce să te zdrobești? Când poți să asculți mesajul din partea lui Dumnezeu. Te poți uita în viața călărețului acestuia și să crezi că e altcineva. Dar aș vrea să te cercetezi tu. Poate ești la balcon acolo. Poate ești o tânără și un tânăr care tulburi pacea din familie. Poate maică-ta cu taică-ta au fost oameni care au trăit totdeauna în pace. Dar de când ai trecut de o anumită vârstă, totul s-a tulburat în familie. Îți spun din partea lui Dumnezeu să te oprești. Pentru că Dumnezeu nu tolerează batjocură. Dumnezeu nu a tolerat batjocoritorul. L-a tolerat, mă, pe ăla încăpățânat. L-a tolerat și a avut metode de zdrobire pentru cine? Pentru ăla care a mers în necredința lui. Dar nu batjocorit. Nu batjocorit. Știți ce e interesant? La călărețul acesta de la poarta Samariei ajunge să calce în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă la urmă. El ajunge să fie călcat în picioare.
că piatra care o arunci se întoarce peste tine. Îi singura, așa spune înțeleptul Solomon, piatra care o arunci să-i faci la altul rău, aia se va întoarce peste tine. Îi singura piatră care nu se supune forței gravitaționale, care are putere să se întoarcă înapoi. De obicei, piatra când o arunci rămâne acolo. E piatra, batjocuri, se întoarce peste tine. Calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17. Zice, împăratul încredințase paza porții în mâna călărețului. Împăratul în care te încrezi, dacă nu poartă numele de Iisus Hristos, împăratul acela te va zdrobi într-o zi. Dacă împăratul tău e banul, dacă împăratul tău e frumusețea, încrederea în tine, încrederea în relații și împăratul tău nu-i Dumnezeu, într-o zi vei fi nimicit. Într-o zi nimeni nu te va scăpa. Uitați-vă ce face împăratul acesta cu el. Domne, într-o zi îi schimbă locul de muncă. Toată viața a stat la mână cu împăratul. Și îi spune împăratul, azi nu mai vii cu mine, că n-am deplasări, astăzi te las liber să te relaxezi și tu. Unde să mă relaxez? Du-te la poartă și păzește poarta. Du-te acolo și stai sprijinit așa, batjocoritor, mânci semințe și stai așa picior peste picior ca la fotbal și stai acolo liniștit și îți dai cu părere. Du-te acolo! Uitați-vă că într-o singură zi îi schimbă împăratul ăla pe care s-o bazat, îi schimbă locul de muncă. Și cel care a fost sprijinul lui, îl mută la poartă. Exact locul unde e călcat în picioare. De aceea vreau să vă chem în seara aceasta. Să ne punem încrederea, nu într-un împărat de jos, nu într-un sprijin de jos, că tot ce e în lumea aceasta, totul va arde, totul se va distruge. Când ești bolnav de cancer, când ești bolnav în situații de nerecuperat, nu te mai ajută geanta cu bani. Nu te mai ajută niciun prieten. Știi ce vin? Și zic, uite, s-a adus un iaurt, îmi pare rău de tine. Te mângâie pe cap, tu fără păr pe cap, galben și fără vlagă în tine. Nu, cheamă-ți împăratul atunci. Strigă-l pe împăratul ăla pe care te-ai sprijineai. Strigă-l și cheamă-l la tine. Dar avem un împărat care e lângă noi în necazuri. Care atunci când suntem batjocoriți, el nu ne calcă în picioare. Vreau să-ți spun din partea lui Dumnezeu, dacă ești batjocorit în vremea aceasta, ai răbdare. Ai răbdare, Elisei nu și-a pus mintea cu călărețul ăsta. Nu încerca, Doamne, pe ăsta să-l pui la punct, că nu o să poți, îți mănânci liniștea, îți mănânci toată energia. Ai răbdare cu el. Ai răbdare. Elisei, nu știu ce să-i zică, dar nu i-a mai zis nimic. I-a zis, vedem până mâine. Nu încerca să-l pună la punct. Știți ce e interesant? Călărețul acesta piere pe limba lui. O zis, dacă ar face Dumnezeu ferestre, nu o să vezi fereastra, o să vezi cum vine făina, o să auzi că vine belșugul, dar tu nu o să ai parte de ele. Nu-i tragedia asta. Să vezi binecuvântarea lui Dumnezeu. Să vezi într-o zi că puteai să intri în apa botezului. Să vezi într-o zi că puteai să fii îmbrăcat în haine albe. Dar atât ai de rău când vezi că au trecut ani și stai într-un pat bolnav, stai la un spital bolnav, și îți aduce aminte că într-o zi, cât de lepros ai fost, Dumnezeu ți-a transmis un mesaj și n-ai vrut să te ridici. N-ai vrut să pornești în călătorie, în călătorie cu Dumnezeu. N-ai vrut să-ți pui încrederea în Dumnezeu. Ce folos? Că unii zic, Doamne, dar îmi doresc cel mai tare să mă pocăiesc, știți când? Ca tâlharul de pe cruce, în ultima fază, în ultimile 5 minute. Dar vă întreb ceva, e bine să te pocăiești în ultimile 5 minute, înainte să mori. E foarte bine, dar vă întreb, Dumnezeu ăsta care face ferestre pentru noi, ăsta nu trebuie și slujit. Trebuie numai să ne mântuiască. Dar nu ne-a făcut atâta bine încât să se merite. N-ai stat să primești coji, ci ți-o da pâine. Să o umplu mreaja când totul era gol, când totul era în amurg în viața ta. El vine cu un cuvânt de binecuvântare. Te întreb, nu crezi că e vremea să te ridici și să-L slujești pe Dumnezeul acesta? De ce să arunci cu pietre? De ce să te încrezi în lucrurile trecătoare? Uitați-vă că azi ești lipit de împărat. Împăratul e lipit de tine, tu ești lipit de împărat. Și a doua zi ești lipit de pământ. Zice că așa o muri, lipit de pământ. Azi ești sus, pe cai mari, batjocoritor, încrezător în tine, ești o doamnă frumoasă, respectabilă, în Botoșani ești un domn chipeș. Ești la braț cu împăratul. S-ar putea ziua de mâine să te lipească de pământ. Vă spun ceva, într-o zi, tot ce am agonisit în lumea asta, știți unde le lăsăm? Știți unde o lăsat ăsta tot ce o agonisit în viață? Știți unde? La poartă. Într-o zi vom sta la poartă.
ascultați, vom fi la poartă să plecăm din lumea asta. Și totul rămâne la poartă, nu iei nimic cu tine. Totul se lasă la poartă. Unii lasă la poarta cimitirului, alții lasă la poarta spitalului. Unii lasă la poarta pușcăriei, îți diferite porți, alții pe la poarta judecătoriei. Îs porți la care ne aduce Dumnezeu. Dar de ce? Că Dumnezeu nu ne-a chemat să fim doborâți la poartă. Ci apostolul Pavel în finalul vieții scrie lui Timotei și spune: Timotei, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, dar zici, eu nu strântit, pe mine eu sunt picioare. Mi-am sfârșit alergarea și nu sunt jos. Ăsta și-a sfârșit alergarea, dar era lipit de pământ. Dumnezeu n-are biruitori jos la pământ, ci Dumnezeu are biruitori care rămân în picioare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu ne-a chemat la poartă să rămânem în picioare. De ce într-o zi să fii călcat de boală? De ce să se întoarcă cuvintele care le rostești să se întoarcă peste tine? Când astăzi poți să lași pe Dumnezeu să rostească binecuvântarea peste tine, să rostească binecuvântarea peste sufletul tău, îți spun din partea lui Dumnezeu, tu care ai părere foarte bună despre tine și foarte proastă despre noi, nu e problemă, noi ne-am obișnuit, dumneavoastră, frații mai în vârstă, v-ați călit de pe vremea lui Ceaușescu să vă bat jocoriți. Și noi nu ne mai interesează că ne... Și Elisei, nu a fost curios, zi ce vrei, așteptăm până mâine. Așteptăm până mâine și o să vedem ce se întâmplă. Știți ce a arătat Dumnezeu? Că peste orice situație El arată că e stăpân. Peste orice situație din viața noastră, Dumnezeu arată că e stăpân. Dumnezeu dă planul și Dumnezeu arată că supraveghează tot planul. Tot planul e supravegheat de Dumnezeu. Se uită Elisei și spune: măi, eu pe tine nu te pot contrazice. Nu pot să-ți fac absolut nimic. Că tu azi ești batjocoritor, tu ai legea în mână, tu ai relații, tu ai prieteni, tu mă poți face praf azi. Dar Domnul a zis, așteptăm până mâine. Așa au fost descoperirea. Gândiți-vă câtă binecuvântare ar fi avut și ăsta dacă aștepta, măi, un pic, mă așteaptă un pic. Sunt unii care atâta să-ți bat în generația mea, el să ajungă, să împinge păstorul, mă, și spune, Doamne, așteaptă un pic, mă. Cunosc o biserică. Doamne, atâta l-a împins unul pe păstor, mă, și... Până la urmă a plecat. Și în câteva luni a murit păstorul. Era om în vârstă, adică nu era în vârstă chiar să ăsta. M-am uitat la el. Bă, dacă ai mai fi așteptat un pic, nu rămâneai nici de râs la poartă, că ai rupt biserica și Dumnezeu îți pregătea toate lucrurile. Dar n-ai răbdare până mâine, mă. N-ai răbdare să-ți reglezi ceasul tău după ceasul lui Dumnezeu. Tu vrei să faci ca și călărețul ăsta. Să-l reglezi tu pe Dumnezeu după voia ta. Și ce face Elisei? Tace și are răbdare. Cel care tace și își pune încrederea în Dumnezeu este cel care va avea biruință mâine, când se va împlini descoperirea din partea lui Dumnezeu. E un cuvânt care mie îmi place extraordinar în Psalmul 46 cu versetul 10, îl cunoașteți cu toții, știți ce spune cuvântul Domnului? Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste pământ. În orice situație, stăpân este Dumnezeu. Nu tu ești stăpân, nu mintea ta. Uită-te, ai bătătorit facultățile și școlile, foarte bine. Ești doctor, ești în alta societate. Vine Dumnezeu și mută ca la distribuție, jumătate de dinte, un dinte în față sau în spate, da? Și nu mai știe omul să meargă acasă. Știi ce arată? Că stăpân-i Dumnezeu. Stăpân-i Dumnezeu și peste viață. Și peste minte, și peste inimă, stăpânul Dumnezeu. Dar are un mesaj, oprește-te în seara aceasta. Oprește-te în seara aceasta. Pentru că dacă azi nu poți fi contrazis, știi ce se întâmplă? Mâine Dumnezeu va împlini planul, dar nu de binecuvântare, ci alt plan care te va costa. Pe călărețul acesta l-a costat, pentru că a ajuns să arunce la gunoi cuvântul lui Dumnezeu. Și a doua zi a fost el aruncat. Au fost aruncat la gunoi. Ce-a adus belșugul în Samaria? Ce-a adus belșugul? Știți ce-a adus? Credința în Dumnezeu. Credința că Dumnezeu aduce soluții. Credința celor patru a adus soluție acolo în Samaria. Toți s-au bucurat de binecuvântare. Toți s-au luat parte la binecuvântare. Pentru că, să știți, leproșii n-au avut strategii, n-au avut proiecte. Pentru că pe mine mă doare sufletul. Avem proiecte cu biserica. Biserica nu-i proiect. Biserica e formată din sufletele oamenilor. Când am fost ordinat, nu mai țin minte, de diacon, de prezbiter,
Dar au fost cineva care a spus așa ceva, a spus ceva către noi care am fost ordinați. Să aveți grijă că de azi înainte lucrați cu cea mai înaltă monedă din universul acesta. Sufletul omului. Când ne uităm la dumneavoastră, dumneavoastră nu sunteți proiecte. Și Dumnezeu, de dumneavoastră, sunteți copiii Domnului. Noi suntem copiii Domnului. Ăștia nu au avut proiecte. Ăștia nu au avut planuri de viitor. Dar și-au pus toată încrederea în Dumnezeu. Credința atrage binecuvântarea, fraților. Puneți în seara asta credința în Dumnezeu. Credința e motorul care te duce înainte. Și știți ce e interesant? Pe ăștia, credința în ceea ce le-a venit în minte, o pus în aplicare, ăsta a fost motorul care i-a împins în tabăra sirienilor. Știți ce e interesant? Credința lor s-a auzit la depărtare. S-a văzut că pe ei deplasează, dar s-a auzit și la alții. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 10. Spune cuvântul Domnului așa. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și au spus. Am intrat în tabără și iată că nu este nimeni. Versetul 11. Străjerii de la poarta au strigat și au trimis vestea aceasta. Credința leproșilor ori transmis-o în casa împăratului. Un om care își pune încrederea în Dumnezeu, credința lui va fi auzită la depărtare. Se va auzi în casa împăratului, se va auzi acolo unde nu mai este speranță. Acolo unde mergi și spui și eu am trecut prin lucrul acesta. Hai să-ți spun, că știi ce ori înțelegi leproși? Că nu numai ei sunt flămânzi, că mai e și altcineva flămând. Nu numai el și casa lui trebuie să bată burta. Că dacă ne-a dat Dumnezeu și ne-a binecuvântat, Dumnezeu ne-a binecuvântat, să înțelegem că mai sunt și alții care trebuie să beneficieze de binecuvântare. Ei s-au oprit în loc și au zis asta, vestea asta, nu-i numai pentru noi. Putea să zică, ce mă interesează, mă, primul venit, primul servit, nu? Vedeți că știți și dumneavoastră. Ei nu au zis asta. Au zis, mai e cineva care are nevoie de vestea asta. Mai e cineva care vrem să le spunem, să transmitem în casa împăratului. Du-te și spune la cel din casa ta care e nepocăit. Du-te și spune ce gând ți-o dat Dumnezeu în seara asta. Că tu vrei să te întorci la Dumnezeu. Și credința ta, îți spun, va mișca lucrurile în casa ta. Se vor pune lucrurile în mișcare. Împăratul s-a ridicat, o trimis cai, o trimis care. De ce? Pentru că credința este motorul care împinge înainte lucrarea lui Dumnezeu. Nu cât suntem noi de pregătiți, nu cât suntem noi de buni strategi. Și dacă ne punem încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu este Cel ce duce planul la îndeplinire. Slăvit să fie numele Domnului! Ce-i frumos la pasajul acesta și imediat o să mă apropii de încheiere, Dumnezeu dă planul și Dumnezeu veghează asupra planului. Știți că orice construcție, cei care sunteți constructori, știți că orice construcție să se poată duce la final are nevoie de doi oameni. De proiectant și de diriginte de șantier. Proiectantul face proiectul și dirigintele ce face? Supraveghează constructorul să se ducă toată lucrarea la bună îndeplinire. Știți că Dumnezeu e singurul care e și proiectant și diriginte de șantier? Auziți ce spune cuvântul Domnului? Versetul 5. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor și au ajuns la intrarea taberei sirienilor și iată că nu era nimeni. Ăsta era planul, ăsta e proiectul, mergeți în tabăra sirienilor. Și spune acum că Domnul supervizează planul. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de cai și de care. Știi ce arată? Că Domnul a vegheat să se întâmple exact cum o zis. O zis, am dat un plan, eu veghez să se ducă la îndeplinire. Știți că într-o zi când îl cheamă Domnul pe Ieremia, era un copil Ieremia, se uită Domnul și îi spune, Ieremia, eu vreau să-ți arăt ceva. Și arată Domnul, deschide Ieremia ochii, un copil, și spune, îl întreabă Domnul, ce vezi, Ieremia? Știți ce spune Ieremia? Văd un vegheator. Și a zis Domnul, bine ai văzut, pentru că eu veghez la cuvântul meu să se ducă la îndeplinire. Eu veghez asupra planului, eu veghez asupra ta. Dacă îți pui încrederea în Dumnezeu, Domnul va face să se audă vuietul de cai și de care. Domnul va pune spaima din pricina ta în jurul tău. Domnul îți va da biruință. Ascultați-mă, puneți încrederea în Dumnezeu și vei vedea ce va face Dumnezeu. Într-o singură zi, într-o singură clipă, de la lepră la binecuvântare, de la foame la belșug, cine poate face lucrul acesta? Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Auziți ce spune cuvântul Domnului în Isaia capitolul 40, un pasaj cunoscut de mulți dintre noi.
Isaia capitolul 40 vine cuvântul Domnului de la versetul 26 și spune așa: ridicați-vă ochii în sus și priviți. Tu care spui că nu mai ai șansă, tu care spui că nu se mai aruncă nimic pentru tine, că tu ți-ai pierdut nădejdea, ți-ai pierdut bucuria, că tu ți-ai pierdut pacea și nu mai știi. Poate iei pastile, ceaiuri de liniștire, ceaiuri de dormit și tot nu poți dormi. Auziți ce mesaj are Dumnezeu pentru tine în seara asta? Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El cheamă pe toate pe nume, așa de mare este puterea și tăria lui, că una nu lipsește, nici o stea, nici un lucru, nici soarele nu lipsește nici o zi. Și auziți acum, parcă-i pentru noi mesajul acesta. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vedere înaintea Dumnezeului meu. Și pune Domnul o întrebare, nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește. Tu ai obosit, așa-i? Decât tot stai la gard, decât te tot uiți cum lepra avansează, cum starea se degradează, tu ai obosit. Dar Isaia vine și spune că Domnul nu obosește. Zice, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Doamne, noiește-ne puterea la Betel în seara asta. Doamne, lasă Duhul Tău în seara asta să lucreze. Dacă ți-ai pierdut credința, dacă ești un om înfrânt și ești la capătul puterilor, ca leproșii aceștia, într-o clipă Dumnezeu îți poate schimba starea. Prin credință se schimbă starea, așa s-o schimba starea noastră. Așa s-o schimba starea multora din locul acesta, prin credință. De la lepră la vindecare. Am văzut listă întreagă aceea de oameni și de copii, frați și surori, care așteaptă îndurarea lui Dumnezeu. Vă spun, chiar dacă tu crezi că s-or scăpa lucrurile de sub control, El le ține în control. El deține puterea, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar știi ce îți spune Domnul în seara asta? Să nu te temi. Numai să-ți pui încrederea în Dumnezeu. Că El veghează asupra planului care îl are pentru tine și pentru viața ta. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Vreau să cântăm o cântare, după care vreau să ne rugăm înaintea Domnului. Nu știu cu ce stare ai venit, Sorin, să pregătești cântarea cu Daniela și să cântăm cu toată biserica. O cântăm cântarea asta voastră și cu fanfara la noi la biserică și de foarte multe ori o cântăm și toată biserica noastră cântă. Când te apasă îngrijorarea, fă ceva, spune-i lui Iisus. Spune-i lui Iisus și în grija lui te lasă. Spune-i lui Iisus că lui de tine îi pasă. De aia are cuvânt pentru tine, că lui îi pasă de tine. Chiar dacă ești batjocorit de un călăreț de la tine, de la servici, chiar dacă ești batjocorit de cineva din casa ta, spune-i lui Iisus în seara asta. Spune-i lui Iisus, așteaptă până mâine, poate ești un Elisei care ai spus din partea lui Dumnezeu și ai fost batjocorit și ești batjocorit. Ai răbdare până mâine. Ai răbdare până-i timpul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, știi ce face? Lasă cuvântul lui, peste unii cade binecuvântarea, peste alții cade blestemul. Eu aș vrea în seara asta, blestem să nu fie pentru nimeni, ci cuvântul lui Dumnezeu să se întoarcă cu rod, să se întoarcă cu binecuvântare peste tine și peste casa ta. Să pleci în seara asta ca și leproșii, plin de credință, să te ridici și să pornești pe drumul împărăției, pe drumul belșugului, nu spre Siria, ci spre drumul veștilor bune. Că Domnul are soluție pentru tine. Ar vrea în seara asta să lucreze Domnul, să scoată Elisei din locul acesta. Oameni care să stea atenți cu urechea la mesajul din partea lui Dumnezeu. Oameni care chiar dacă se simt rău, să știe că Dumnezeu are ceva de vorbit. Tu care ești doborât de întristare, Dumnezeu are ceva de spus în dreptul tău. Haideți prin cântarea aceasta să o cântăm cu toată inima și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să mângâie inimile noastre. Fă liniște în sufletul tău și lasă Duhul lui Dumnezeu să-ți transmită mesajul. Leproșii ăștia nemâncați au fost cu urechile desfundate. Acum să mă iertați, dar dacă stăteau la zid acolo, nu crezi că au avut bețișoare de urechi? Or fi fost nespălați de multă vreme. Ușile închise, mâncare nu, apă nu, totul era sumbru. Dar urechea, cât nu a fost de curățat,
Dar nu a fost destul de murdară ca să n-audă mesajul din partea lui Dumnezeu. O zis, noi trebuie să facem ceva, tu trebuie să faci ceva în seara asta. Dumnezeu îți cunoaște gândul și apăsarea. Dumnezeu îți cunoaște starea de tânăr și de tânără, de bărbat și de femeie. Și Dumnezeu are soluție pentru tine. Haideți să cântăm din cântarea aceasta. Spune-i lui Iisus, când nori negri întunecă zarea, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, și-n grija lui te lasă. De tine-i pasă, lasă-n mâna lui tot ce te-ntristează și să crezi de plin. El din cer veghează. Lacrimi grele scurg în taină, spune-i lui Iisus. Când porți-a încercării haină, spune-i lui Iisus. Spune-i lui Iisus și-n grija lui. Speranța-ți e pierdută, spune-i lui Iisus. Spune-i Domnul Iisus. Spune-i lui Iisus și-n grija lui te lasă. Spune-i lui Iisus, lui de tine-i pasă. Prea grea, așa de grea ca Dumnezeu să n-aibă răspuns. Și nu este om prea neînsemnat ca Dumnezeu să nu fie curios de el. Dumnezeu a știut data când se va vinde.
O știut prețul cu care se vinde și o știut cantitatea. O transmis lui Elisei când se va vinde făina, cu ce preț și cantitatea necesară, că după asta se face prețul. Indiferent cât e de grea problema ta, Dumnezeu o cunoaște. Tu nu ești prea neînsemnat ca Dumnezeu să te ocolească. Dumnezeu are nevoie de tine, dar tu ai nevoie de Dumnezeu în primul rând. Vestea bună vine dacă auzi, dacă îți deschizi urechea. Pentru că să știți, într-o zi, dacă azi se deschide urechea, într-o zi se va deschide ușa să intrăm pe porți în cetate. Astăzi deschizi tu ușa și în ziua când vei pleca din lumea aceasta va deschide el ușa. Vara asta, și cu asta ne rugăm, vara asta am fost la un mormântare în județul Arad, la Ineu, la o soră de 50 de ani, asistentă medicală acolo în orașul din, în spitalul din Ineu. Când am ajuns acolo, erau mulți medici, colegi de-a ei, asistente, asistenți, multe cadre medicale. Și am stat înainte de predică să o citi necrologul și am stat curios să văd ce se spune despre femeia aceasta. Femeia aceasta avea două fete nepocăite. Una din ele o stat cu femeia în casă până a murit, o îngrijit-o. Și înainte să moară, scria fata ei, necrolog, acolo, zice, mama mea, cu o zi înainte să plece din lumea aceasta. S-a uitat spre mine și a zis, fata mea, tu auzi ce se cântă? Zice, m-am uitat și am zis, nu se aude nimic, mamă. Și a zis, cum, auzi ce se cântă? Zice, m-am gândit că a rămas ceva telefon pornit, televizor, m-am dus prin camere să văd dacă e vreun televizor, vreun radio pornit. Și zice, nu se auzea nimic. Am venit înapoi și am zis, mami, nu se aude nimic, e liniște totul. Și ea cu ochii pernoniți spre cer din patul acela de suferință, o zis către fata ei așa, fata nepocăită, o scris și o zis, mama, o zis așa, se aude ceva, se aude un cor care cântă. Și zice, eu mă duc să cânt împreună cu corul acesta. Să știi că voi pleca să cânt împreună cu corul acesta. Și a doua zi, sora noastră a plecat. N-am mai putut, ce să mai predici după asemenea lucruri? Că o predicat ea, o spus ea, n-ai mai putut, m-am străduit, am încercat. Dar n-ai putut egala corul acela care cânta. N-ai putut cu predica să egalezi corul care cânta. În timp ce am auzit, am zis, Doamne, alerg, mă străduiesc și mă lupt cu un singur gând. Când voi pleca din lumea aceasta, să aud eu corul acela. Să pot să spun în ziua când voi pleca, mă duc să cânt, copii, soție, mă duc să cânt împreună cu corul acela. N-ai vrea să cânt și tu în ziua când vei pleca? Știți câte mesaje o da Domnul la poarta Samariei? Știți câte? Unul singur! De ce crezi că Dumnezeu stă după tine cu Ligianu? Mai vrei? Te rog, vino și mâine seară. Dumnezeu nu te roagă, ci Dumnezeu îți spune, am mesaj pentru tine. Există binecuvântare. Crede numai. I-a zis domnului Iair, când tot a fost complicat, ori venit din casa lui și i-a zis, nu mai năcăji pe învățătorul, că fata a murit. Dacă nu a venit când a trebuit, fata a murit. Și în momentul acela, parcă-l văd pe Iair, cum se înfierbântă fața la el. Toată durerea arătată pe chip și se uită Domnul la el și spune, fără să țină cont de cele spuse de cei din casa lui Iair, i-a zis, nu te teme, crede numai. Amin. Îți spun în seara asta, tu care te temi să te întorci la Dumnezeu, nu te teme, crede numai. Amin. Că Domnul veghează asupra planului de binecuvântare. Amin. Domnul va da frica la o parte, Domnul îți va liniști soțul, Domnul îți va vindeca boala, dar nu te teme, crede numai, ridică-te și pornește, ridică-te și aruncă-te, nu în tabăra sirienilor, aruncă-te în brațele Domnului în seara asta și spune, Doamne, toată îngrijorarea mea, când te întorci rănit din luptă, a spus cântarea, spune-i lui Iisus, nu-ți cunosc luptele tale, nu știu ce te-o trântit la pământ, dar îți brațe în seara asta care ridică starea ta, îți brațe care au luptat pe cruce pentru tine și pentru mine. Și în rănile lui avem vindecarea, în sângele lui avem iertarea păcatelor. De aceea în seara asta îndrăznește să te ridici în numele Domnului și să spui, Doamne ajută-mă, ajută-ne credinței mele, nu vreau să fiu un călăreț, nu vreau să fiu un om care să aude binecuvântare și să n-am parte de ea, vreau să aud, să văd și să mă bucur de binecuvântare.
Haideți să intrăm cu toții în rugăciune și Domnul să lase binecuvântarea Lui peste noi. Domnul să scoată oameni binecuvântați în vremea aceasta. Amen. Să scoată oameni la botez, oameni care să-și asume cu curaj umblarea cu Dumnezeu, oameni care să stea în spărtură, oameni care atunci când le dă Dumnezeu, nu închipuirea lor, Dumnezeu, să spună din partea lui Dumnezeu: nu mă ascultați-mă pe mine ce vă spun, ci ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, mai vorbește-ne în vremea aceasta. Amin. Și Domnul să ne vorbească, Domnul să elibereze în seara aceasta. Amin. De teamă, de necredință, de gânduri ascunse. Amin. De lucruri care îți leagă viața și inima. Domnul să facă o eliberare la Betel. Amin. Și cu adevărat scara cerului să coboare în locul acesta. Amin. Să coboare și să urce îngerii lui Dumnezeu. Amin. Și să știm că Dumnezeu ne vorbește de la capătul scării. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să intrăm cu toți în rugăciune, cum stăm. Amin.